la echipă de Europa League, care a jucat Florentina, a fost foarte bine. Și, într-adevăr, astăzi ne-am arătat adevărata valoare a echipei și parcursul bun în acest drept de campionat și, în primul rând, jocul foarte bun și victorile consecutive de meciul disputat de acasă. Acum, sincer, fiind de speranță pentru un loc bun în plasament, dacă sunt sigur că vor aborda lucrurile la fel, cu același curaj și la Ploiești și acasă cu Gălațul și putem să rămânem unde este locul la momentul ăsta, zic că un loc meritat. Cum am arătat astăzi în jocul de astăzi, o echipă care joacă, joacă un fotbal ofensiv, o echipă care, din punctul meu de vedere, o să aibă în viitor un parcurs bun, în etapă care va avea. Și un alt antrenor. Și cum știu că eu, știți foarte bine, am avut încredere în dânsul, mă mulți, nu s-a făcut încredere, am avut încredere și atât că se vede munca lui Leo Grozavo de la meci la meci. Ați fost azi la Anglie, v-ați rugat ca să fie astăzi? Da, de adevărat am fost la Anglie. Am avut emoții, am trăit la masă în acest moment. Și sunt bucuros că ne-a ieșit, ne-a ieșit un meci bun în fața bătășenilor care au venit astăzi în număr mare la meci. Și o adevărată sărbătoare pentru cea la momentul ăsta. Dați un premiu special și locului primul jucător din istoria județului care are un fiecare în cei de Andrei. Nu, eu la fel, un jucător care am avut încredere. L-am luat și foarte bine la Liga a treia, un jucător care a crescut. A avut o perioadă mai nefastă pentru el, dar iată că la meciul ăsta sper cu golurile astea marcate să aibă un parcurs la fel de bun ca în locul de astăzi. Ne-am făcut meciul greu și noi, la 3-1 am ratat o meci de ocazie. Da, e adevărat. Toți doream să marcăm la scor și era normal să mai marcăm, pentru că am avut cea mai ușoară tare în frângere din Liga 1, la Târgu Jiu, 1-6. Da, trebuie să fim realiști și să fim mulțumiți cu rezultatul care a fost la finalul 3-2 cu 5 goluri marcate, eu zic că se pune tot. A stat bandurii doar în Nelic? Doar pe echipa? E un jucător foarte valoros. La Silva, Elton, un jucător care deja are fet, un jumalier, un jucător valoros. Și se fac cu bine Nistro, are de Nicoară, jucător de un lot competitiv, o echipă care a jucat în Europa League. Dar astăzi noi am fost mai determinați și asta s-a văzut după cele 9 și 1 de joc. Abia s-a văzut. Ați